Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru un leu tipic, august va fi pe un val activ și proactiv. Resursele de energie actualizate, precum și noi planuri și perspective tentante nu te vor lăsa să te plictisești și te vor împinge la acțiuni concrete, ambițioase. Și în acest sens, cel mai favorabil segment al lunii august pentru tine este prima perioadă de 7 zile, când sunt destul de probabile dividende bune pentru munca ta. În prima jumătate a lunii august, norocul chiar va fi pe urma ta. Poți deveni mai populară, astfel încât cei din jurul tău vor fi interesați de societatea ta, oferindu-ți ceva promițător, incitant și, prin urmare, vei avea un impuls să avansezi activ în domeniile prioritare ale vieții. Oamenii din jurul tău așteaptă anumite cuvinte și acțiuni de la tine. Nu te zgârci cu faptele bune. Ar trebui să te gândești la schimbarea imaginii tale. Dragoste, ești deschisă la relații noi, gata să iubești și să fii iubită. Ai nevoie de sprijin constant, de laude. Acum ești complet concentrată pe crearea de relații armonioase, atât din punct de vedere al dragostei, cât și al prieteniei. Dacă lucrurile nu merg așa cum îți dorești, îți va răni foarte mult egoul. În lupta pentru inima sexului opus, poți ceda cuiva. În august există, în general, o probabilitate mare de a intra în diferite relații și triunghiuri. Fii mai presus de demnitatea ta și nu permite ca sentimentele să fie folosite. Reprezentanții unei familii vor fi nedumeriți de întrebările rudelor apropiate. Acum trebuie să muncești din greu și să rezolvi problemele altora, precum și să fii complet cufundată în viața altcuiva. Starea de sănătate a uneia dintre rude te va preocupa de asemenea mult timp. Dacă vrei să faci ceva frumos pentru gospodărie, atunci oferă-i măcar un weekend. Încearcă să mulțumești mai des pe cei dragi cu atenția ta și cu micile surprize. Sănătatea. În august, ești expusă riscului de depresie. Acum ai tendința de a reacționa exagerată la tot ce se întâmplă în jurul tău. Nu-ți supraestima capacitățile și nu te ocupa de cazuri dificile. Presiunea morală la locul de muncă va juca, de asemenea, un rol important în viața ta psihică. Dacă nu știi cum să te relaxezi fără medicamente, atunci este timpul să înveți cum să faci. Încearcă relaxarea, meditația, consultă un psiholog. Uneori este nevoie doar de o seară cu un prieten bun pentru a-ți elibera emoțiile. Dă drumul la abur în mod ponderat, dar în orice fel. Un moment bun pentru a-ți pune nervii în ordine va fi ultima decadă a lunii august. În acest moment, este bine să pleci într-o excursie pentru a schimba situația. În august, orice modificare a aspectului va avea succes. Dacă planifici o procedură cu un cosmetolog, atunci cel mai bun moment pentru asta este a doua decadă a lunii. Orice formă de schimbare a părului va fi, de asemenea, în favoarea ta. Este timpul să ai grijă de frumusețea estetică a zâmbetului tău, asigură-te că îți faci o programare la dentist. Banii. Lei trebuie să stabilească obiective clare. Planurile neclare pentru viitor te împiedică să mergi mai departe. Situația poate fi complicată de terți care vor prinde rădăcini în ritmul tău obișnuit de viață. Îți poți pierde locul de conducător dacă ești neglijent în munca ta. Cineva din echipă este nemulțumită de comportamentul tău, încearcă să discuți cu el față în față. La mijlocul lunii te așteaptă o călătorie de lucru promițătoare, care îți va aduce multă plăcere și va fi și bine plătită. Antreprenorii individuali trebuie să se gândească la cum să-și extindă afacerea. Acum este un moment foarte bun pentru a face cunoștință cu oameni influenți, parteneri de încredere. Dacă vrei să reușești în ceva, atunci acționează colectiv. Lucrând singur acum nu va aduce rezultate bune. Contează pe sprijinul financiar din partea prietenilor. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!